Mihai vrea să-i pregătească o surpriză lui Hatige și avea nevoie de ajutorul Cătălinei pentru a împrumuta de la Hatige un costum de baie, dacă am înțeles bine. Spunea că o să le dea date-ul acela afară în grădină și după vor să meargă în cadă. Cred că se referea la cada aceea care este în baia băieților, unde sunt și camerele. Acum Cătălina spunea că trebuie să se gândească cum îi cere pentru că e posibil să nu vrea să-i dea. Iar Mihai a spus că a primit dop pentru cadă. I-au pus în pachet și un dop și i-au spus știi tu ce trebuie să faci cu el. Atunci Cătălina a început să râdă și, și au continuat discuțiile legate de planurile lui Mihai pentru a o surprinde pe Hatige. El mai spunea că a primit o grămadă de chestii, o mulțime de cadouri, după a venit Hatige și cei trei au întrerupt conversația.